Ne aflăm pe Valea Sâmbetei, într-o zi de duminică, culmea, unde o să facem un traseu până la cabana Valea Sâmbetei. Din păcate, multe brândușe sunt deja uscate, trebuie să urcăm puțin mai sus și să ne uităm pe la umbra copacilor. Aha, ce oare, vezi? Să zici că nu merge cu toate. Exact. Sau unele merge pe exterior și pe alte în interior. Zici care e șenilă. Salutare, dragi urmăritori, și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Cristian, iar pentru astăzi v-am pregătit un traseu simbolic, să zic așa, un traseu preferat în mare parte în perioada primăverii. Ne aflăm pe Valea Sâmbetei, într-o zi de duminică, lumea, unde o să facem un traseu până la cabana Valea Sâmbetei, care recent a fost distrusă. Dar acolo o să avem parte de un spectacol unic, unde o să ne aștepte mii de brândușe înfrunte. Acestea doresc de obicei în perioada aprilie-mai, în fiecare an, în funcție și de vreme. De exemplu, anul acesta, cum a fost destul de cald în ultimele săptămâni, deja au înflorit. Am văzut poze chiar de la începutul acestei luni cu mulțime de brândușe. Interesant e când îl vezi de sus, cum se duc așa în față. Aha. Picioarele, vezi? Să zici că nu merge cu toate. Exact. Sau unele merge pe exterior și pe alte în interior. Zici care e șenilă. Traseul începe oficial de la complexul turistic Sâmbăta, dar dacă aveți o mașină nu foarte joasă, mai puteți continua pe drumul forestier și să mai scurtați din drum cam 5 km, puteți veni până la bariera ce se putea vedea în cadrele anterioare. Pe oricare o să puteți vedea numeroase cascade de genul, vă puteți opri să vă spălați puțin, să vă reprospătați. Am întâlnit aici un indicator care ne spune că ar trebui să urmăm traseul marcat pe partea cealaltă a râului, dar putem urma în continuare drumul forestier și ajungem în același loc. Traseul este unul relativ ușor, se poate parcurge în totalitate pe drumul forestier sau mai aveți opțiunea să mergeți pe acolo prin pădure, dar pare un pic mai dificil. Oh,
Și iată ne ajungem și la cabana Valea Sâmbetei. După cum vă spuneam, se distruse momentan și se construiește altceva. Dar cel puțin în față, peisajul este unul foarte frumos. Din păcate, multe grânduse sunt deja uscate, se poate vedea acoperișul de la Salvamont. Trebuie să mai urcăm puțin, nu spune cineva că mai sus, dar mai sunt grânduse. Uite că ăsta aici, la umbră. Și iată, ne ajungi la marginea golului alpin. Chiar în față avem fereastra Văii Sâmbetei cu colțul Bălăceni acolo sus. Ei, vopseaua. Și cam atâta pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Și iată, ne ajungi la final cu traseul după aproximativ 12 km. A fost un traseu destul de lejer, dar monoton, să zicem așa, deoarece am urcat și am coborât pe drumul forestier, iar ca și sfat aș zice să încercați să urcați cu mașina cât mai sus înainte de a începe traseul, pentru că o să fie destul de plictisitoare coborârea. Așa că dacă v-a plăcut traseul, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canal, iar până data viitoare eu vă urez numai bine!